un număr de 9 biserici, de care ortodoxe și catolice, o populație de 7800 și ceva, jos spre 7900, am fost 9, aproape 9000, dar migrația în afară am scăzut, oricum acolo de infrastructură bună și asta tineri se întorc înapoi. Ca industrie, suntem o comună mai dezvoltată față de comunele limitrofe, ce spun cu asta, că suntem aproape de DN2, deci transitează drumul național, drumul european. Avem cea mai deschidere la drumul european din toate comunele din partea de sud a județului. Școli, în jur de vreo 9 școli. Populația este predominant ortodoxă cu minoritate catolică, dar nu fel de problemă. Ca și sate, componența, vă pot spune, sunt Răcăciunul, Gheorghe Doja, prin care ați fost bunăstarea comunică. Fără ăștia, deja au plecat, au fost câțiva care au mai important, Splania, care a plecat, Rupii, la fel. Dar sperăm că în viitor apropiat, noi suntem cu ușile deschise și suntem deschiși la investitori. Cam în mare, cam asta e. Am mult mai mult să vă spun, mult mai multe amândele istoricul și demografia cu mâinile Căciun, dar suntem un pic presează timp că avem aceste evenimente importante la momentul lui. Absolut zici. Acum merg tratative ca să formăm o comună cu satul din apropiere, Cârticieni, Hetărsăuți și comuna noastră atunci va avea o populație de peste 11.000 de oameni, de la 2.070 la 11.000. Merg tratativele, ele încă se derulează. Noi avem interes să facem înfrățări cu comuna Răcăciun, pentru că vrem să păstrăm tradițiile, cultura noastră, să facem schimb de experiențe la școli, la primărie. Cum are drag? Fiindcă toate slujbele, serviciile care voi deja le aveți, noi de-abia trebuie să le formăm, fiindcă actual satele noastre se află în raionul Nosulța, dar deoarece în Ucraina merge procesul de descentralizare, merge procesul creării comunilor de tip de european, s-a spus că exemplu Poloniei, dar cred că nu tare diferă de exemplu românesc. Și toate aceste servicii, crearea, darea buletinilor pentru serviciile este toate aceste care acum sunt concentrate în orașul Nosulță, plănuim tot să creăm la noi. De ce schimbul de experiență nouă să ne trebuiască? Vrem colaborare între școli pentru păstrarea limbii și tradițiilor. Vrem colaborare și între antreprenorii satelor noastre, care au agenții economici, care au interese, pot să găsească interese comune. Și la noi tot majoritatea populației este ortodoxă. În aceste sate sunt, aceste trei sate sunt 5 biserici, 3 școli, 5 grădiniți de copii. Populația noastră puțin a scăzut din anii 89 încoace, tot din aceleași precini economici, dar majoritatea populației, 95% sunt români. Și vrem să ducem colaborare cu românii de peste pământ. Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc frumos pentru decizia care ați luat la nivel local de a ne transmite scrisoare de intenție de a ne înfrăți comuna Vâncicăuți, da? Zic bine? Vâncicăuți. Vâncicăuți, comuna Răcăciun, din județul Bacău. Și pe viitor întâlnirea aș vrea să fie și cu grație, îmi doresc să fie mult mai amplă în sensul de personalități la nivelul Răcăciunului, că avem destule. Putem o discuție atât culturală cât și socială. Anume, ca să fie adoptată această decizie, de două ori a fost amânată mai înainte. Trebuia să fie Consiliul
pe datele 20, pe urmă pe datele de 18, și când am aflat că noi putem să venim pe datele de 17 aici, s-a făcut consiliu pe datele de 15 și... Ați urgentat într-un fel. Am urgentat, fiindcă suntem cointeresați în colaborarea asta și exprimă interesul nostru față de colaborare. Eu vă garantez că ședința din luna iunie voi pune în dezbatere pe ordinea de zi și cu siguranță Consiliul Local va fi de acord și mă împărtășesc și intenția dumneavoastră de a ne folosi cu unul la Căciun. Din numele primarului Vâncicăuț, Marian Talance, vă invit la Vâncicăuț. Mulțumesc. Pentru colaborare mai spre. Să ne cunoaștem și pentru colaborare. În aici, în documente, la sfârșit sunt toate datele de contact. Scurtul istoric, asta e versiunea ucraineană, scrisoare de intenții, mic, scurtă istorie satului și toate datele comuna dumneavoastră care au și contacte. Contactele cum te simți contacte. Eu vă mulțumesc frumos. Încă o dată să dăm un vizită și vă așteptăm. Siguranță și noi vă facem delegație și dacă sunteți de acord, vom ajunge. Trebuie să mă documentez bine pe invitația care am dat-o dânsul la nivel local. Pe date 15 a avut loc Consiliul Local și la care a fost adoptată decizia de a crea, de a se înfrăți cu comuna. Da, noi am intrat în această colaborare datorită domnului director de la Liceu Vasile Alexandru, domnul director Bambă. La rugămintea dânsului am acceptat ca delegația care a venit astăzi în România și în Cristin Bacău să se așteptăm la Răcăciun, urmând ca noi, după scrisoarea de intenții care ne-a dus-o astăzi, să o prezentăm Consiliul Local și să luăm cartare act de intenția dumneavoastră. Intenția dumneavoastră. Intenția, da. Ce dată mai despre comuna asta, locuitori, chestii... Dă și să ne prezinte, că a fost foarte scurt. Situația economică, socială a comunului, număr de consilieri locali. Noi aparținem la raionul Nusulță, dar în Ucraina este acum procesul de decentralizare și se formează comunii. În satul nostru locuiesc 2.710 oameni. Se planifică crearea comunii din trei sate, Vâncicăuț, Costiceni, Tărăsăuț, care împreună vor avea 11.000, peste 11.000 de populații și un buget estimat de peste 31 de milioane de grivne. O grivnă, un euro, asta e 8 milioane. Asta e 31 de grivne. 8 milioane de ce? 8 milioane de euro. De lei. De lei. De lei? Da, 8 milioane de lei. De euro, da. Populația majoritară... Nu au oraș și municipii importante din România. 8 milioane de lei. Populația este majoritatea română, cam 95%. Suntem ortodoxi, dar există și... Acum... Da, pe Stilvei, nu? Da. Stilvei e Patriarhie Moscovei. Biserica noastră e construită în 1824. Populația în perioada sovietică a fost și mai mare, dar din cauza crizei demografice și economice, mulți au plecat după hotare, unde și învață chiar și copii pe Italia, Spania, Portugalia. Toate aceeași situații cam ca și la voi. Din punct de vedere economic, mai mult este dezvoltat agrar. Sunt și cooperative care prestează și alte servicii, dar preponderent fiindcă așa e zona noastră, selul Stepă. Avem 5 biserici în viitoarea comună, 5 credinți copii, 3 școli. Da, când se termină procesul? Procesul este trebuie să termine luna aceasta, pentru că sunt tot anumite termeni acolo. Sunt acolo niște târguri pentru centru. Negocieri, discuții. Între satele. Între sate, pentru că nu e ușor să le unești, pentru că sunt divergențele care apar inerent între discuții cu locuitorii satelor. Eram până acum în raionul Măsulță, în care locuiesc peste 70.000 de oameni, dar a început procesul formării. Deja sunt formate două comune, comuna Mamăligă. În regiunea Cernuță, total 30 de comune s-au format deja.
Dar eu nu sunt două. Mamaliga și Mahala. Comună? Comună Mahala. 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 Da, Mahala e o comună foarte mare, sub da? Sub Cernăuți. Locuită majoritar de români și care este înfrățită cu Cașa. Cașul, am fost normal de multe ori acolo, îmi pare că Călin nu poate să fie aici, că i-am uitat el. Ăsta este emoțiile pe care nu este lângă noi. Așa, principala dumneavoastră problemă care a fost semnalată și de academicianul Boetul Tărățeanu este că după noua lege a educației naționale nu mai au dreptul la identitate națională. Era următoarea mea întrebare. Da, nu mai au învățământ în limba română, nu mai au limba română nicăieri. Mai sunt 400.000 de români în toată Ucraina, măcar spre a ajuta să rămână cum sunt, pentru că toate forțele de acolo îi ucrainizează forța. Nu s-a întâmplat niciodată. Și să știți că dorința e mare. Adică este și anul centenar de s-ar face ceva. Că la vorbe... Eu am o veste pentru dumnealor, în premieră, pentru că legea e în Parlament, a trecut de Comisia de Administrație Publică Locală, din care fac parte, în sensul că până acum Serbia și Ucraina nu erau prinse în legislația românească cu posibilități de parteneriate între comune din sau orași, municipii, regiuni din România, parteneriate de investiții cu regiuni din... Erau numai pe Republica Moldova. Acum am modificat legea și cred că e o veste excepțională în dumneavoastră, că o să putem să investim și în comunitățile de români din Serbia și din Ucraina. Asta ne conferă nouă, autorităților locale, posibilitatea să putem investi în școli, în grădinițe, în infrastructura școlară de educație din țara dumneavoastră. Adică pe bugetul primăriilor de aici? Un parteneriat, bineînțeles că întotdeauna un parteneriat înseamnă că participă și celălalt partener într-o proporție mai mică. Da? Dar proporția, desigur, va fi importantă din partea statului român, din partea comunităților locale din România, acolo unde, repet, comunitățile locale doresc să facă chestiunea asta și din micul lor buget, să zic așa, că nici în România nu avem bugetele cele mai mari ca să putem să oferim altor entități din afara țării noastre, nu? Bani de investiții pentru investiții importante, dat fiind faptul că avem și noi presiunile noastre din infrastructură din sănătate și așa mai departe. Dar repet încă o dată, comunitățile locale care au intenția de a investi în aceste parteneriate, din puținul lor pe care îl au, au temeiul legal să poată să facă chestiunea asta în câteva săptămâni sau luni de zile, cred că va fi aprobată de Parlament, de plenul Parlamentului și promulgată de președintele României. S-ar putea lua modelul Ungariei, care a investit în comunitățile de maghiari, chiar și din maghiari. E modelul românesc. Nu iau modele de la unguri, nici de la nemți. E modelul românesc pe care îl translatăm din Republica Moldova, da? Unde rezultatele se văd din Republica Moldova. Da, unde rezultatele se văd. Am investit în școli, în grădinițe, în transportul școlar. Mai ales transportul școlar. În domeniul cultural, artistic și așa mai departe. Acum, cu Moldova știți care e relația. Deja e la un nivel foarte ridicat din punct de vedere strategic. Transgazul investește pentru conducta de gaze care să lege România de Republica Moldova și de Chișinău. Dar e un pas, cred că, important și pentru faptul că și pe dumneavoastră v-am introdus în legislație și pe sârbii noștri din Valea Timocului, așa cum se știe. Acum avem o comunitate foarte importantă de sârbi și eu cred că județele limitrofe Serbiei, din zona Banatului și chiar și a Oltenii, o să... Situația este mai bună pentru românii din Serbia decât pentru față de românii din Ucraina? Nu cred. Nu pot să fac comparații pentru că n-am informațiile astea. Dacă aș fi lucrat la Comisia de Politică Externă, poate avea mai multe informații. Dar, repet, lucrez la Comisia de Administrație
publică și din perspectiva asta mi-a trecut, pot să vă spun că mi-a trecut legea prin mână și de asta le-am dat vestea asta, fiindcă nu erau în legislația românească, da, de maniera investițiilor pe care le-am făcut în Moldova, să le putem transpune și în cele două țări unde avem, da, entități românești importante. Domnul deputat, domnul Floroi, dacă Ministerul Tineretului și Sportului, sau prin acest minister, se organizează acele tabere de vară pe diferite profile, pictor, folclor și așa mai departe. Dacă este posibil, deci Ministerul Culturii spune foarte clar, pot participa copiii români și te duci mai departe, cu domiciliul stabil în România. În condiția asta, deci noi nu putem invita, eu fac niște acțiuni de acest gen și nu putem invita copiii din Republica Moldova sau din regiunea Cerneu sau din alte zone. Poate eu de vreo câțiva ani tot scriu și tot spun. Domn profesor, legislația... Bine, asta ca așa, ca aspect. Da, amendamentele pe care le-am făcut la legislația existentă, ce vorbeam înainte, nu ține numai de investiții. Eu am abordat partea investițională, că e cea mai interesantă din perspectiva lor. Pentru că ei își doresc investiții acolo și dacă reușim să ajungem și la nivel de statal, să găsim soluția cea mai bună, să nu se întâmple ce s-a întâmplat în alte state, în Ungaria, unde respectiv românii au fost deznaționalizați în zona de frontieră, așa se dorește acum și în Ucraina, bănuiesc, ca urmare a acestei legi pe care a dat-o statul ucrainean, acum 6 luni de zile, în toamna anul trecut, dacă mă amintesc bine. Toată discuția a fost în toamna anul trecut. Am avut o vizită oficială a Parlamentului de la Bacău, condusă de fostul ministru de externe al nostru de la București. Am înțeles că au fost primiți la cel mai înalt nivel, s-a discutat, deocamdată nu există nicio decizie. Din ce știu, domnul președinte Iohannis și-a amânat o vizită, da, pe care o avea stabilită cu Poroșenco, dar iar din agenda președinției României, din ce știu eu, s-ar părea că în toamna acestui an va avea o vizită în Ucraina și cred că va aborda și chestiunea asta. Sunt lucruri, repet, la momentul ăsta nu pot să vă dau mai multe informații, dar ce problemă a ridicat un profesor? E clar că se leagă de aceste parteneriate. Nu va exista niciun impediment, nici din perspectiva schimburilor de experiență culturale, sportive și așa mai departe. Deci, cu siguranță. Nu ați vă contradicți, doamne ferește. Dar eu când primesc Hârtea și spune aici, pot participa din Hârtea, s-a semnat de ministru, de unde nu merge așa. Și scrie acolo, pot participa copiii ai românilor care au domiciliul stabil în România. Eu pot să zic să mă duc, nu, stai o reacă, eu nu fac și scrie aici. Mă duc la hotărârea cealaltă. Deci eu respect Hârtea asta, nu am un control. Domnul profesor, noi aici, eu cu Dorian Cocovnicu, avem un exemplu de bună practică excepțional pe Valea Zeletinului. Cred că toată mare majoritatea celor care stați la masă l-ați văzut publicat în diverse, pe platforma online, în Deșteptarea, care mai citiți Deșteptarea, da? Copiii de pe Valea Zeletinului, anul trecut, au fost 40 de copii împreună cu profesorul lor la Saint-Leu, lângă Paris. Da? Un parteneriat, da, care există între organizație non-guvernamentală constituită la Saint-Leu, printr-un reprezentant al lor de acolo, care are un parteneriat cu autoritățile locale din România, respectiv cele 4 comune, unde pe vremea când eram vicepreședinte la Consiliul Județean, am implicat și Consiliul Județean să putem să le fie mai ușor de finanțat acest parteneriat. El funcționează perfect. Nu știu, credeți-mă, îmi spuneți că trebuie să scrii limba română, că e român, că e nu. Nu cred că acolo unii se dorește să găsesc soluții ca să fie rezolvate. Veniți la noi cu parteneriatul, cu exemplu concret. Pe ce linie vreți să abordați acest schimb de experiență, acest schimb artistic sau ce vreți dumneavoastră? Și eu cred că
găsim soluții, nu există soluții aduce pe care să nu putem aborda. Hotărârea Ministerului de Copii din Costiești, pentru că e legat cu această frază și cu aceasta anchei, că e, da. Așa. Atunci a fost nevoit, a făcut un proiect de parteneriat cu Primăria Bacău. Există înfrățire între municipiul Bacău și localitatea Costești, Caierul Iarobeni, da. Atunci am putut cu finanțare susținută de Primăria Bacău. Deci ce nu a fost problemă. Până la urmă s-a rezolvat, nu? Da, s-a rezolvat, fără problemă, dar nu prin hotărârea aceasta a Ministerului de Tineretul și Sportul. Da, o să dăm noi hotărâri la nivel local și clarificăm lucrurile să nu ne mai lovim de hățișul legislativ de la nivel național. Dacă chiar vreți să mergem până acolo, faceți-mi un amendament la legea aia și spuneți-mi dumneavoastră. Da, hotărâre. E o hotărâre a Ministerului. E o hotărâre. Hai să, Nelu, facem o interpelare către Ministrul Culturii. Vis-a-vis de tineretului și sportului. Domnule profesor, am să vă rog să faceți un memoriu în care expuneți problema ca să putem ținti... Să țintesc, să lovesc acolo unde vă doare pe dumneavoastră. E bine? E bine? Da. Dacă am vorbit cam mult, încerc scuze, dumneavoastră, spuneți. Dar lucrurile său cum sunt într-o fază foarte amintată, apropo de deznaționalizare în Ucraina, copiii de români, familie în români, au o singură șansă la viață să învețe și să folosească doar Ucraina. Și cred că nu greșesc, cred că am fost la o școală mahala, copiii toți români au văzut probabil că de la inscriptură m-au salutat toți într-o ucraineană frumoasă, n-am înțeles ce au zis. Cred că lucrurile sunt aproape tardive, cum pare opinia multora, nu știu cât se va face, mă bucur cu domnul primar. Face colaborarea asta. Am înțeles că este o primărie, primăria Cașin, care a făcut parteneriatul înfrățirii. Cu Mahala. Mahala. Da. Și sperăm că se va înfrăți și... Magicăuți. Chiar și însemna da, și... că pentru România Costișenii cu Săucești. Iar poate ar mai aduce pe calea românismului. Că dacă nu, trebuie să-și vadă de integrarea în finală. Poate ar trebui și în regiunea Cernăuți o inițiativă asemănătoare cu cea care a fost între Petre Roman și Pășa Drum. Imaginați-vă că nu ține, ce ține de conducerea României și ce a ținut de conducerea României la nivel parlamentar, guvernamental, ministrul învățământului, Pop, a fost acolo. Da? O delegație a Parlamentului României a fost acolo. Deci ce a ținut de intervenția conducerii statului român s-a făcut, dar dacă Poroșencu nu-i deschis la negocieri și la toleranță, nu avem cum noi să-i impunem. Aici e problema cea mai... Nouă abordare din legii despre care ați vorbit. Bun, haideți să vedem. Probabil că dacă Ucraina, zic și eu, să meargă pe principiul că o să țină cont de ceea ce impune Uniunea Europeană din perspectiva aderării voastre la Uniunea Europeană, or să fie portițe mai largi, dar obliga autoritățile ucrainene să țină cont de doleanțele noastre ale conducerii statului român și ale doleanțelor dumneavoastră. Cu siguranță. Dar dacă nu se fac pași importanți în negocierea asta și statul ucrainean nu ia decizii importante din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, unde noi putem să avem un cuvânt greu de spus și să condiționăm anumite tratative și anumite negocieri de chestiunea asta, nu știu unde o să ajung. Credeți-mă că n-am un orizont optimism pe care să vi-l transmit. Nu pot să vă spun lucruri pe care nu le știu, nu le controlez, nu... În primul rând trebuie să-și dorească și Poroșencu, conducerea statului ucrainean, să facă un pas în direcția asta. Sperăm să aveți canalele deschise de comunicare directe și... Din perspectiva asta, ceea ce ține de autoritățile locale, încurajăm. Fără, dar și voi fi alături de
primar. Mulțumesc, domnule deputat. Aici aveți în fața dumneavoastră oameni care au cuvânt, oameni care dacă și-au propus ceva și au avut inițiativă mai ales pe plan local și județean. Chiar două, trei minute, o să apară mâine în presă, da? Aș dori, dacă se poate, avem aici o mare parte a comunității locale, reprezentanța ei de bază a comunității locale și vreau să vă prezentați fiecare să nu fac eu puțin interne. Deci din comună, vorbesc din comună Răcăciuni, care ești domnul... Comisar șef Matei Cristina de Dinsu, șeful secției 5 Poliției Rurale Răcăciuni. Secția 5 are în concurență 9 comune, începând de la Faraoan, Cleja, Răcăciun, Parava, Sascut, Valea Seacă, Vorbasca, Pâncești. Este o secție de poliție, eu zic, bună. Avem un subordine, un număr de 32 de polițiști. Ne desfășurăm activitatea conform dispozițiilor limite de la... Și legilor românești. Și legilor românești. Avem o colaborare foarte bună cu cele 9 primării, în special cu domnii primari. Eu cel puțin țin legătura cu dânsii. Permanent, lunar, chiar la unele ședințe de Consiliu Local participăm în posibilitatea în care există, dacă nu sunt eu, însu comisar Bănuță, care este ofițerul de la secție. Cam asta e colaborare până din punctul meu de vedere. Doamna director și la director? Care urmează? Școala Răcăciuni, școala gimnazială. Mă numesc Diaconu Andreea, sunt directorul școlii gimnaziale Răcăciuni. Școala este structurată în 3 școli gimnaziale și 4 școli primare. Avem în structura școlii, sunt structuri și un număr de 957 de elevi și preșcolari în comună. Cadre didactice 73 plus 20 de cadre didactice auxiliare și 20 de persoane care fac parte din personalul administrativ al școlii. Ai o școală destul de... și că comuna fiind foarte mare și școlile sunt răspândite pe tot teritoriul comun. Și avem microbuzele școlare care ne ajută să transportăm copiii dintr-o localitate comună cealaltă. E destul de rău activitatea în condiții. Da, avem alături pe doamna director de la Spitalul de Centru de Recuperare și Reabilitare Răcăciuni, care oferă locuri de muncă pentru o parte din cetățeni de comună. Suntem centru de Răcăciuni, mă numesc prin Avul Vei. Suntem un centru cu 206 beneficiari bolnavi cu diferite afecțiuni. Avem 130 de salariați și sperăm să formăm niște căsuțe protejați, unde să reușim să... Chiar mâine, de la nivel de comună, o întâlnire cu beneficiari cu afecțiuni mai puțin grave, care pot în supraveghere, sub supraveghere să se întrețină singur. Și să vedem ai comunii. Comunii cu rele suntem ai comunii. Avem și un reprezentant al Consiliului Local, un domn consilier. Nu știu, doamne, trebuie asta la Orinel, consilier în cadrul Consiliului Local de Căciune. Am aproape de primarul. Sperăm să fie din plan. Avem în mijlocul nostru și preoții parohi, preotul parohi cu părintele Andronie Sebastian, preună cu colegul dânsului. Dacă... Da. Mi-aș fi plăcut să fie și din partea noastră un reprezentant al bisericii de acolo. Parohia noastră nu este nici foarte mare, nici foarte mică. Avem în derulare un proiect de asistență socială în sensul ridicării și punerii în funcțiune a unui așezământ social filantropic, Sfinții Mucenici Brâncoveni. Ne dorim să facem și activități cu copiii și mă gândesc că din perspectiva asta ar putea fi niște lianturi în sensul unor parteneriate cu dumneavoastră, pentru că cel puțin cam aceasta ar fi, în perspectivă, posibilitatea noastră. Și am putea face niște schimburi de experiență între, pe diferite activități între parohia noastră și parohia dumneavoastră, sau probabil sunt mai multe parohii. Dacă spuneți că se vor uni cele trei sate, o să fim mai mici, da? Și întreaga comună chiar decât dumneavoastră.
chiar din satul Cărcuț, mulți preoți. Mulți preoți care au parohii pentru Traian, adică din satul Trăsuț, Smulț, Reus, care fac serviciul de vin în diferite parohii. Da, noi ne propunem așa pe viitor să, chiar începând de anul acesta, să facem școli de vară, dacă în cadrul acestor activități putem colabora, noi avem deschiderea necesară. În luna martie, datorită unui profesor de religie din Răduț Prut, a fost organizată o excursie Cartea Unește Inimi, 17-18 martie, 16-18 martie, în care au fost implicați elevi din Ucraina, din Moldova și din România. Noi am fost cei mai numeroși, 21 de persoane din Ucraina. În total au fost 51 de persoane care au călătorit prin nordul Moldovei, prin județele Suceava, Neamț, Iași. Da? Mai multe mănăstiri, era mănăstirea Petru Bor, Putna. Suceava, Societatea de Scaun, Piatra Neamț. Da. Îl avem aici pe, scuze, pe domnul Alin Stase. Domnul director care se ocupă de directorul direcției de protecția Cosmodromului din Macau. Da, și, nu, în ultimul rând, reprezentantul local și prietenul meu drag, domnul Dorel Procopiu, care a pus și pune suflet în continuare pentru... Fost prefect al județului Bacău, da. Fost pune în continuare amprenta pe Răcăciuni și numai deci, împreună cu noi, dar îl atrage așa, e o chestie de cum să zic, de colaborare foarte, foarte, foarte bună între noi și... Dacă vezi, dacă vezi, spuneți, domnul Dorel? Păi nu mai e mult de spus la tot ce ați văzut aici. Eu cred că ați sesizat ca și mine o deschidere totală de colaborare, în perspectiva colaborării împărțirii celor două comune. Ce pot eu să vă garantez e un lucru foarte important, anume că aici veți găsi parteneri nu numai cu vorbele, ci cu faptele și ați văzut după cum s-au prezentat toate instituțiile din comună, a simțit un parteneriat între toți, pentru că așa funcționează o comună. Dacă nu relaționează toate entitățile cum trebuie, lucrurile nu funcționează. Și asta îmi dă încredere că tot ceea ce ați făcut așa ca deschidere va avea rezultate cât mai curând. Sunt și eu, ca domnul deputat, sunt în asentimentul domnului deputat că chiar dacă anumite chichițe legislative ne mai împiedică să nu putem face anumite acțiuni, sunt soluții la toate problemele pentru a le debloca. Și ați văzut, părintele deja a întins, a spus frumos, a întins o punte pe o colaborare de genul copii, activități sociale care țin de biserică. Eu sunt sigur că împreună și cu cei din conducerea școlii de aici, tot, mai ales pe zona asta de copii, vor fi activități foarte importante și să-i răspund lui Mircea că vreau să-i printez. Modelul nu va fi copia din altă parte, e modelul nostru românesc pe care l-am aplicat în Moldova, destul de târziu și acolo, dar de câțiva ani se văd efectele și probabil că același model va fi aplicat și către comunitățile noastre din Serbia și din Ucraina. Mult succes vă doresc și aștept să mă invitați la prima acțiune pe care o stabiliți de comun acord de cele două entități. Mulțumim! Eu încă o dată vă mulțumesc pentru intenția noastră de a vă împărți cu Comuna Răcăciuni. Transmiteți din partea noastră, domnul primar, că în următoarea ședință de Consiliu Local, așa cum am spus și în discurs, va fi în luna iunie, luna viitoare, vom prezenta Consiliul Local această scrisoare și ulterior vă vom informa de căile procedurile care vor urma până a ne vedea cu toții, cu domnul primar, cu Consiliul Local. Cum eu am mai spus mai înainte, stabilim agenda. Noi dorim să facem împărțire, de ce chiar am făcut Consiliul mai degrabă, că el era planuit spre sfârșitul lunii mai, de noi am făcut pe 15 mai, cu scopul de a
arăta că noi tot dorim această împărțire. Și toți deputații au votat unanim pentru că toți înțelegem scopul nostru comun de a colabora. Aici trebuie să-i mulțumesc, domnul director de la Liceu Vasile Sandrie, pentru că dânsul m-a contactat, dânsul m-a informat despre lucrarea dumneavoastră și, sincer, m-a prin telefon, deci n-a fost nimic. Sunt Mark Zuckerberg, care a creat pe Facebook. Domnul Călin, tot prin Facebook, ne-a făcut cunoștință. Mulțumim mult de prezență și succes. O zi frumoasă. Vă mulțumim și mult. Care dorește? Haideți, domnule. Foarte frumos. Hai facem un rând.